Vin florile cu soare și soarele cu flori. Bună ziua încă o dată și bine ați venit la acest frumos eveniment intitulat Florile la Straja, ediția 1. După cum bine știm, Straja a fost, este și va fi o frumoasă și bogată patră folclorică, recunoscută atât în țară cât și peste hotare. Acest lucru nu îl spunem doar noi, ci l-au spus și cei care ne-au călcat pragul caselor străjănești. Au scris cuvinte de laudă despre străjeni înaintașii noștri, istoricii Dimitrie Dan și Dimitrie Onciu, etnomuzicologi, etnologi și etnografi, ca Florin Bucescu și Viorel Bârleanu, Emilia Pavel, Aurelian Ciornei și Mureș Rădășanu și mulți alții. Toți au scris despre portul străjănesc, cântecul și jocul din Straja. Aceste scrieri vor fi păstrate și completate de alții care trăiesc și în zilele noastre pentru a putea fi cunoscute, păstrate și duse mai departe și de alte generații. Portul, cântecul și jocul sunt lucruri care definesc identitatea românilor, deci și a străjenilor. Spun aceste lucruri pentru că au fost apreciate la maxim cele trei elemente oriunde s-au prezentat străjenii. Bună ziua și bine ați venit la prima ediție, așa cum spunea și doamna Mirea Băichiță, la prima ediție a expoziției Florile la Straja. Așa cum veți vedea în cele ce urmează, nu este o simplă expoziție, ci un scurt rezumat, o scurtă prezentare a Comunei Straja de-a lungul timpului. Straja, trecut, prezent, viitor, Straja ieri, astăzi și mâine. Dacă suntem astăzi aici, suntem datorită părinților, bunicilor și străbunicilor noștri. Într-un cuvânt, datorită înaintașilor. Avem o datorie sfântă, o obligație morală față de ei, de a transmite mai departe ceea ce ei ne-au lăsat. Să transmitem aceste comori, aceste nestemate și noi, la rândul nostru, urmașilor noștri. Și slavă Domnului că avem ce transmite. De la portul popular la cântecul și jocul străjănesc, toate acestea vorbesc despre noi, despre străjeni. Astăzi, prin această expoziție și prin spectacolul oferit de cei care vor urca pe scenă, încercăm să păstrăm și totodată să transmitem ceea ce noi am primit sfânt. Vreau să vă mulțumesc că ați dat curs imitației noastre, atât meșterilor populari, care au acceptat ca munca lor, maestria lor să fie expusă aici, cât și dumneavoastră, celor care ați venit să apreciați ceea ce ei fac. Acești meșteri populare au dus și duc numele comunei noastre în toată țara și chiar peste hotare. Mie nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și totodată să vă asigur de și să-mi iau angajamentul că îmi voi da tot interesul în a promova tot ceea ce dumneavoastră faceți. În încheiere, o să urez un la mulți ani, sincer, la mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Și vă las în continuare pe mâna doamnei Chira Băichița, care o să vă prezinte ceea ce urmează. În fața dumneavoastră va veni corul școlii gimnaziale Dimitrie Onciu din Straja, dirijor Ionuț Cotos. Și era la ora 6-a și din provodul Domnului starea întâi. Haideți să-i aplaudăm și să-i ascultăm. Și am crezut când ne-am adus aminte.
În continuare, în fața dumneavoastră, va veni grupul vocal Străjănuța, condus de doamna Elisabeta Teleagă. Ei vă vor încânta cu poezii și cântece pascale. Iată zile încălzitoare, după aspre vijelii, vin florile cu soare și soarele cu flori. Primăvară încântătoare, scoate iarba pe câmpii, vin florile cu soare și soarele cu flori. Lucra toate în sărbătoare, cerui plin de ciocârlii, vin florile cu soare și soarele cu flori. Astăzi tot poporul românesc sărbătorește intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. La tine ne vin, măicuță, la tine vin cu dor. La sfânta ta icoană, la sfântul tău izvor. Dar a treia zi a înviat.
pe cruce ei te-au pus, cu sulițe te-au străpus. Și-a curs apă și mult sânge, cerul a început a plânge. Lumina s-a cutremurat la ce veste a aflat. Thank you.
Fiindcă activitatea de astăzi este dedicată portului străjănesc și păuritorilor lui, despre aceste lucruri o să vă spun în continuare câteva cuvinte. Costumul popular străjănesc este deosebit de simplu și elegant, lucru care a fost apreciat de mulți specialiști. În costumul nostru străjănesc predomină culorile alb, negru și roșu. Înaintașii noștri au purtat costume și în zi de lucru, dar și în zi de sărbătoare. Deosebirea era că cele de lucru erau mai simple. Costumul femeiesc este compus din opinci, ciorap de lână, catrință sau prijitoare, cămașă, bondă, suman, cojoc și tulpar. Costumul bărbătesc este compus din opinci, ciorap sau obcele, ițar, cioareci, cămașă, bondă, cojoc, suman, curea, pălărie și căciulă. În continuare, o să vă prezint pe scurt fiecare piesă. Opincile se făceau din piele de porc și de vițel. Cele de vițel erau considerate mai frumoase și erau de ținut, adică se purtau în zi de sărbătoare. Se îngurțeau opinci aproape la fiecare casă, că trebuiau multe perechi, ațele sau noștițele. Le împleteau femeile din fire de lână toarsă. Astăzi se mai fac opinci doar pentru artiști și le fac ceva de iorcotos sau ănuț din imitație de piele. Ciorapii se fac din lână albă toarsă, foarte subțire, cu diferite modele, cetina, broasca, coada lunicii și altele. Obielele sau obgelele, cele purtate de bărbați, sunt bucăți de material alb, sunt bucăți de material alte sumane, în care își îngăneau bărbații picioarele, apoi se încălțau copici pe timp de iarnă când plecau la lucru în pădure. Catrința sau trijitoarea se făcea din fir de lână, urzit sau bătut, sau chiar din câine păvopsită. Acum se fac și din strămătură sau bumbac, pentru că ies mult mai subțiri și mai fine. Țesătoarele de catrințe, trebuie să le pomenim pe cele ce ne-au lăsat acest meșteșug, sunt Ileana și Viorica Lupa Smuță, Sanfina Luftorgân, Ileana Lupatac, Saveta Baimacean. Nu oricine poate țese catrințe, deoarece este o activitate destul de nicăloasă. În prezent, mai țes sprijitori Mariuca Lucoltan, Viorica Baimacean, Maria Irinioarie, Traveca Lucoșioară. Cămașa se face din pânză de ei și cânepă, cele de purtat special, și din pânză de bumbăcel și borangic, cele de ținut. Fiecare gospodină își cosea cămășile. Astăzi se cos cămăși mai împodobite, cu modele mai complexe și cu culori mai deosebite. Cusătoarele de cămăși renumite și în alte sate sunt Viorica Popescu, Voiuța Șterban, Livia Cuică, Ana Nițoai, Galina Zaharia și alte. Cojocarele numiți în straja au fost și sunt Morărenii, Nicolae Cuficior Ionel și Dionisie, Ilie și Costan Jurable, alusgriți, care avem astăzi, pe care îl avem astăzi printre noi, Ana Țigănescu și alții. Domnul Costan Jurable este un cunoscut cojocar, nu mai în țară, dar și peste hotare, iar creațiile lui au inspirat chiar și casele de mod. Sumanele, strai de mare valoare și la mare căutare, sumanul străjănesc, astăzi mai este cunoscut doar de Saveta Pătrăucean, a Saleagului, mai sunt cea de femei care funcționează spre bucuria noastră, Mariuca Lupătac, Ileana Lupătac și alte. La mare căutare, mai ales iarna, sunt pancioșii, încălțări foarte sănătoase și confortabile, care doar la straja se mai fac de către Livia Jurable, a lui Ilariu, Viorica Hasna, a lui Bulbu, Elena Jurable, a lui Neamțu și Ioan Cotos, a lui Onuț. Costumul străjănesc este completat de traistuță. Acest obiect a ajuns o emblemă a comunei straja până și peste hotare. Este un simbol al Bucovinei și ne mândrim cu acest lucru. Țesătoarele numite și extrem de solicitate sunt Elena Mariuca și Parasca Morar, Elena Bres, Viorica Buta, Saveta Morar. Țesătoare de pânză și ștergare sunt Magdalena Chira, Viorica Jurable, Maria Jurable și alții. Meșteri fără pereche sunt și tâmplarii, cei care cu dalta și ciocanul fac bijuterii din lemn, cofe, utărițe, vasă pentru aghiazmă, coveți, linguri, machete, butoaie. Aceștia au fost Câlciu Aurel, urmaș fiul lui Câlciu Vasile, Jurable Silvestru, al Coșleapă, astăzi doar Popescu Ion, al Cucuruz, mai meșteștește asemenea obiecte. De apreciat sunt și lucrările lui Costel Jurable, care a realizat această frumoasă manchetă și o mini casă.
mult și să mai lucreze pentru noi și pentru alții. Cu această ocazie, îndemnăm pe cei tineri să-i urmeze și să practice în continuare aceste meșteșuguri minunate, iar pe actualii meșteri să-l găsească învățăcei, cărora să le lasă meseria, pentru că ne e frică că se vor pierde și nu vor mai avea cu ce ne lăuda. Îi acord în continuare cuvântul domnului primar. Părinte spunea că viața noastră se desfășoară între Crăciun și Paște și cred că are dreptate, de plină dreptate, pentru că viața noastră se desfășoară între aceste două sărbători mari pentru noi. Și acești copii, copiii dumneavoastră, copiii noștri, copiii comunei noastre, practic ne-au trecut prin această săptămână a patimilor și am ajuns la Înviere, prin cântul Hristos a înviat. Ne-au pregătit astăzi pentru ceea ce urmează, pentru o săptămână în care noi creștinii, alături de Mântuitorul Iisus Hristos, urcăm dealul Golgotei ca să ne putem bucura de Învierea Lui. Acest spectacol și această expoziție nu putea să aibă loc fără cei care m-au ajutat în organizarea acestui eveniment și țin să le mulțumesc și totodată alături de dumneavoastră să-i aplaud. Am pornit de la o idee și alături de oameni care unii dintre ei, sau pe unii dintre ei o să-i nominalizez, dar mulți mi-au spus că nu vor ca să le rostesc numele și le mulțumesc fără ca să le spun numele, le mulțumesc din inimă pentru ideile bune cu care au venit și pentru tot ce au făcut. În primul rând, voi înmâna câte o diplomă de participare celor care au venit sus pe scenă și celor care au venit ca să le admirăm ceea ce reprezintă munca lor, poate de o viață. O să rog pe doamna Vechița să mă ajute. Se acordă diplomă ansamblului Străjănuța, coordonator, doamna învățătoare Elisabeta Teleagă. Doamna Teleagă nu este astăzi printre noi, dar și-a trimis reprezentanții și țin să-i mulțumesc în special pentru tot ceea ce face, că ea duce mai departe atât în județul nostru, cât și în celelalte județe din țară, numele comunei noastre, Straja. O aplaudăm. La fel, diploma se acordă corului Străjerii Datinilor, dirijor profesor Cotos Ionuț. Și acum, în ordinea în care am primit diplome, le voi și citi. Se acordă doamnei Omania Vasilina pentru participare la expoziția Floriile la Slavă. Este prezentă cu... La fel, diploma pentru participare la expoziția Floriile la Slavă, ediția 1, doamnei Omania Paula. Se acordă diplomă pentru participare la expoziție doamnei Bodnar Elena. Sunt persoane care ne-au trimis doar exponate și le mulțumesc pentru acest lucru. Se acordă doamnei Morar Elena diplomă pentru participare la expoziție. Doamnei Jurabe Paraschiva, la fel, diplomă pentru participare. Doamnei Morar Paraschiva, la fel, diplomă pentru participare la expoziție. Se acordă domnului Popescu Gheorghe, diplomă pentru participare la expoziție. Doamnei Fleșca Elisabeta, pentru participare la expoziție.
Doamnei Coton Serena, la fel, diplomă de participare. Doamnei Chira Magdalena, diplomă de participare. Toți ne-au încântat, așa cum copiii ne-au încântat cu glasul lor și cu ceea ce au cântat, aceste persoane ne încântă și ne-au încântat și ne încântă în continuare cu munca mâinilor lor. Se acordă domnului Cotos Ioan, diplomă pentru participare la expoziția de astăzi. Tuturor să aveți parte de sărbători binecuvântate.
așteptate, sărbători cu lumină, cu liniște, cu pace în casele dumneavoastră, această pace să o transmiteți tuturor celor dragi dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc ca împreună să putem spune un bucuros Hristos a înviat. Am 65 ani și din tineriață cos. Ce însemnătate au pentru dumneavoastră aceste cămăși? Au o însemnătate foarte mare. Foarte mare. Că vin tăți la mine cu tineri, cu bătrâni să le cos. De tăte. Și bărbați, și femeie, și pentru copii mici, și pentru tineriet, și pentru domnișoare, pentru tăți. Le cos cum vreau, ce model vreau. Fiecare vine cu modelul lui. Care este diferența dintre cămășile bărbătești și cămășile femei? Așa, la cămașă bărbatească trebuie pânză un pic mai grosuță pentru bărbați. Și la femeiască un pic mai subțire la cămașă femeiască. Diferă modelele? Modelele, da. La bărbatească se coasă mai mult cu alb și cu cremuță așa. La femeiești se coasă în culori. În culori. Roșu, galben, albastru, negru, fiecare de preferință. Cu alchiță femeiești să fac. Bărbață preferă și de bagat în pantalon și la curea. Știți? Și la ițari și la curea. Sunt mai multe modele. Bunoara asta e de bagat în pantalon. Este o diferență între cămășile purtate de fetele nemăritate și de femeile măritate? Femeile maritate coasă așa, uite, cu puiuț mai mățățăi și tineretul cu mari, pui mai mari, mai împodobit. Noi astea bătrâni mai pui mai mățățăi, nu așa de mari, că suntem bătrâni, dar tinereața am purtat și noi. Bun. Ce vechime au aceste costume populare? Aia sunt cele mai vechi, peste 20 de ani, 25. Așa, aia se mai din coape, se zi așa, poate și de o lună, două, tot. Eu care le cos, știți, vine omul bunoară respectivul și le ia, nu le țin la mine. Cât trebuie să faceți tu cămașa? O lună, de pe model. Dacă e modelul mai greu, se coasă mai mult între să. Dacă e modelul mai ușor, mai ușor fac. Și depinde cum stai. Nu pot sta numai să cos în continuu, cum mai sunt treburi și în gospodărie. Și, na, cum pot așa și eu fac. Și câteodată nu-s bucuroasă de mine, că vin mulți și nu pot să girez, să cos. Am un nas mai bătrân și am fata mea, care am coasă și ea. Și eu îi las în continuare, că nu mai putea eu. Tineretul de astăzi este interesat de costumul popular? Da. Da. Foarte mult. Se cată iară costumul popular cum s-a fost înainte. Da. Foarte frumos. La noi costumul în straja populară e foarte apreciat. În toate comunele. Din toate comunele vin. De la Vicov. Le place portul strajanesc. E simplu și curat. Prosoape, traistuți, frângi, traistuți de mai multe feluri. Ce semnificație au aceste prosoape? Prosoapele se folosesc la nunți și facem de astea negre la biserici și albi. În perioada postului se îmbracă biserica în prosoape negre. Și... La
cum sunt aia este. Așa. Vedeți? Care este diferența între drăstuțele femenii și cele bărbătești? Așa le bărbătești sunt mai mari și așa le femeiești sunt mai mici. Uite, arată-le acolo. Și aia este drăstuți se fac pentru preoți, pentru calugă. La femei și la bărbați. La bărbați se fac și brâu, mai lat. În trei culori și într-o singură culoare, simpli, cu modele, cum vreau. Bună ziua! Cu catrințele. Catrințele, prigitorile, cum spun la noi. De când vă ocupați cu catrințele? E acum, adică, câți ani vă? 5 ani? 50 ani. Ce semnificație au aceste modele care le plăcă? Astea sunt modele care, o tradiție așa, din moși, strămoșii. În rând s-a fost lăsat de portul ăsta, dar acum atât vreau catrinț. Tineretul din ziua de astăzi este interesat de portul ăsta? Da, atât vreau catrinț și cămâș. Mănuiesc Comania Vasilina din satul Falcău, comuna Brodina și am venit cu o încondiată, nastea tradiționale cu alb, galben, roșu și negru și cu ceară în relief. Aici am cum se fac ouăle încondiate din astea pe tradiționale, cum e ou alb, prima dată așa, se scrie pe alb. După aia se vopsește în galben și se scrie cu chișiță, după aia se pune în vopsea roșie și după aia tot se scrie, după aia se pune în vopsea neagră. Și la urmă se șterge de ceară și rămâne așa. Asta e final. Un ou cam vreo 2 ore. Cu vopsit cu tot. De când practicați aceasta? De vreo 15 ani. Ouăle din zona Straja și ouăle din alte zone? La noi se fac mai mult cu negru. Culoarea neagră este culoarea de Straja, ouăle din Straja? Nu, din Falcău, Brodina.